Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Țara în care Viorica Vasilica Dăncilă este premier nu poate fi decât țara în care ăsta este medic-chirurg estetician, a operat zeci de femei, sâni, silicoane în popou, gât, pielițe pe față, riduri. Ăsta are, dacă am înțeles corect, are 8 clase primare. Repet, nu mă miră, nu se putea întâmpla decât în, repet, numai la noi în țară se putea întâmpla. Ca unul să vină să opereze în 8, în 4 clinici private, dacă nu chiar 5. Am înțeles că a avut propria clinică și s-au prins medicii români. Nu vreau să merg pe mâna doamnei Cataramă, care a declarat colegului Laurențiu Botin că dânsa l-a dat în fapt la poliție taman acum câteva luni pe italianul care n-are decât 8 clase, e parcangiu și e mare chirurg în România. Eu nu merg pe mână, nu știu dacă e așa. Cert e că am rugat un prieten să verifice la secția 4 poliție, aștept. N-a venit încă. Aștept mesaj să vedem dacă într-adevăr sunt plângeri pe numele lui încă din noiembrie anul trecut, pe numele acestui chirurg contrafăcut. Invitatul dumneavoastră special astăzi, Dan Bucura, salut Dane. Salut. Mă bucur că n-ai venit într-o costumație care să genereze polemici. Am văzut fraieri care generează polemici la televizor pentru sacoul, de altfel minunate cu care se îmbracă, sincer. Bucura să îmbracă cu niște sacouri. Îmi place să variez. Foarte tare. Luați verbul a varia în sens a diversifica. Ideea următoare. Băiatul ăsta a făcut toată lumea emisiune cu el, este vedetă, nu-i dau numele, pe mine mă interesează un singur lucru. Să comentăm împreună faptul că în România s-a putut în sistemul medical privat. Eu nu știu cine are grijă de sistemul medical privat, cine îl controlează la noi. Dacă s-a putut ca unul care, dacă iese de luăm după informație de pe piață, are 8 clase, e parcangiu, adică se ocupă de parcarea mașinilor, asta făcea pe vremuri. Și acum operează. Atenție, am aflat că în Italia este condamnat pentru aceeași faptă. Ea l-au prins repede. În România are 10 de operații. A făcut operații pe 1000 de euro pe zi. S-au dus proastele, tutele, s-au dus să le aranjeze ăsta țâțele și popoul și țâțele pe niște sume exorbitante. Păi, întrebarea mea este alta. Cum a putut să intre într-un bloc operator să opereze și alea chiar să nu moară? Când mă gândesc dacă s-apucă Bucura, sau mă apuc eu, sau s-apucă directorul meu de imagine, sau inginerul de sunet, merge într-o clinică, în România se poate. Dacă Dăncilă e premier, de ce nu s-ar duce și inginerul meu de sunet la un spital privat să facă implant mamar? De silicoane? Se poate. Dar întrebarea e așa, băiatul ăsta înseamnă că are talent. Bine, știți ce mă doare pe mine? Pe mine mă doare și cred că pe mulți îi roade aceeași întrebare. În timp ce ăsta e dat în urmărire acum, în timp ce ăsta a operat fiind parcangiu, a operat ca chirurg în România, doamna Sorina Pintea, n-am nicio treabă cu ea, v-am spus, mie îmi place, este printre puținii membri ai guvernului, dacă nu chiar singura, dar mă rog, hai să nu zic singura. Domnule, Sorina Pintea este preocupată de niște microbacterii care ar fi în apă, dar n-are dovezi. Am auzit eu cu urechile mele, o să o ascultăm imediat, într-o declarație halucinantă, după părerea mea. Toate probele la apă au fost bune, așa spune Sorina Pintea. N-a informat-o apa Nova că a fost rău, deși nu știe nimeni dacă a fost rău. Eu nu iau apărarea apei Nova. Doamne, iartă-mă, eu am mai spus-o și o repet, apa Nova este o afacere care nu trebuia să existe. Asta este o instituție strategică, ca dovadă acum. Furnizarea de apă pentru un oraș de 2 milioane și ceva spre 3 milioane de suflete este strategie. Strategie națională, siguranță națională. Dacă intrăm într-un iureș, ferească Dumnezeu, ocârmuitorii apa Nova sunt franțuji. Păi nu ar fi bine ca apa bucureștenilor să fie dată de români? Zic și eu. S-a privatizat. A fost greșit, după părerea mea. Trebuia să fie românească. Bă, dar dacă s-a privatizat. Ăia fac pușcărie de la apa Nova, dacă mint. Fac pușcărie. Nu numai că le închide taraba, dar fac pușcărie dacă apa lor era într-adevăr aiurea în tramvai și ei declară că nu era. Apele Române, prin vocea distinsului Ioan Deneș, mare ministru al apelor, a spus că n-a fost nicio problemă, nicio poluare. Doamna ministru vorbea ieri de microorganisme. Astăzi am auzit pe colegii de la o televiziune, nu-i dau numele televiziunii pentru că erau irresponsabili. Niște irresponsabili care dimineața vorbeau de substanțe cancerigene în apă. Ei erau niște discipoli ai lui Tică Brateș, ăla care era cu apa otrăvită la Sibiu în decembrie 89. Ăștia vorbeau de cancer în apă azi dimineață, la o televiziune de știri, cu fasoane și pretenții. Repet, suntem în Kafka, fraților. Haideți să o ascultăm pe doamna cu Ministerul Sănătății, care, repet, în același minister al sănătății,
Că bănuiesc că spitalele private nu țin de Ministerul Agriculturii al lui Daia sau de Ministerul de Finanțe al lui Orlando. Bănuiesc că și spitalele private din România unde a operat ăsta țin tot de doamna ministru Pintea. Operatorul ar fi trebuit să anunțe. Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, după comunicatul Ministerului Sănătății privind calitatea apei, au fost și alte sesizări legate de reacții adverse ca urmare a folosirii apei de la robinet. Deci, ulterior prelevării probelor și obținerii rezultatelor la ora 18:52, furnizorul de apă potabilă a spus că dorește să facă echipe comune. Era prea târziu, după ce la ora 14 refuzase. Parametrii pe care inspectorii de sănătate publică i-au colectat în acea seară, dimensiunea lor, i-a pus pe gânduri, astfel încât, după ce la Ministerul Sănătății a ajuns acea sesizare a Direcției de Sănătate Publică, împreună cu echipele de specialiști, am analizat posibilele efecte pe care utilizarea apei cu un nivel de clor foarte ridicat le pot avea asupra sănătății oamenilor. Adică, există persoane hipersensibile, există persoane alergice, există persoane care pot să aibă tulburări respiratorii, având în vedere că suntem și în plină epidemie de gripă și avem multe persoane cu viroze respiratorii. Persoane care pot dezvolta dermatite alergice. Repet, aceasta este o parte din declarația doamnei ministru, declarația de ieri, declarație în care a spus nimic, că probele sunt bune, că e posibil ca aia cu alergii să fi reacționat la nivelul de clor mare din apă, care nivel de clor n-a depășit niciodată cotele admisibile, dacă am înțeles eu bine și nu ne-a mințit Apanova, l-am avut în direct pe Chiru Epsica, director tehnic Apanova. Eu sper că omul ăsta care e în instituția aia de 20 de ani, îl știu eu, din anii 90 înainte, ca niște șmecheri să privatizeze regia de apă București, domne, n-a mințit. Dacă a mințit, să ducă la pușcărie. Dacă n-a mințit, înseamnă că doamna bate câmpii cu grație. Îmi pare rău să o spun. Dar, repet, în timp ce noi vorbim dacă a fost sau nu a fost clor, în timp ce ea de la Apele Române se jură că n-a fost nicio poluare, în timp ce nimeni în București, dintre cei care ar fi trebuit să pună dovezile, hârtiile pe masă să ne arate cât a depășit clorul, n-a arătat nimeni. Nici Ministerul Sănătății, nici Apanova, nici doamna Pintea, nimeni n-a arătat. În timpul ăsta, un italian, Overo, operează tute și proaste în draci, le setează, le umblă la setări mamare, dorsale, buze, botox, ochi și pe bani grei, 1000 de euro, da? În patru clinici private, cum e posibil? Pe bune mă, Dane, ce sentimente încearcă când vezi această știre și îl vezi pe băi ăsta? Eu îl felicit pe băiatul ăsta, bravo bă, italianule, ești foarte tare, mă. A profitat de faptul că Vasilica e patroana unei țări care se sat fără câini. E la telefon doamna Pintea. Bună ziua, doamna ministru. Bună ziua. Iertare de deranj. Vă ascult dacă vreți să ne spuneți cum e posibil, după părerea mea, ca ministru al sănătății, și nu vă întreb ca ministru al sănătății, vă întreb ca manager excepțional de spital, ce ați fost până să preluați portofoliul de ministru, cum e posibil ca în patru clinici, patru spitale private, nu unu, nu două, patru, să opereze un parcangiu cu 8 clase în bloc operator, chirurgie plastică și reparatorie? Este imposibil sau pare aproape imposibil, dar se pare că domnul a fost crezut pe cuvânt. Între timp, de dimineață, de când a explodat subiectul, am luat legătura cu diverse clinici și mi-au spus că au fost vizitate și ele de acest domn, dar că întotdeauna spunea, știți, am să aduc ulterior documentele. Se pare că unii nu l-au crezut pe cuvânt și atunci a renunțat la colaborarea cu dânsii. Alții se pare că l-au crezut pe cuvânt, ca și angajata Direcției de Sănătate Publică. Doamna ministru, orice român v-ar întreba, știindu-vă cât de meticuloasă și serioasă sunteți în meseria de medic, câți chirurgi din rețeaua de spitale private din România au între 8 și 10 clase primare și operează români pe 10.000 de euro? Este retorică, nu? Voi imaginați. Nu, răspunsul pe care l-aș fi dat eu dacă eram ministru și dacă mă întrebați dumneavoastră moderator la B1, vă spuneam, doamna Pintea, nu știu sincer. Nu știu! Nu eu... știu,
vă spun. Nu știu și în acest moment aceste practici mă pun pe gânduri. Pentru că primul pas pentru a accede în meseria de medic în România, pentru un cetățean din afara granițelor țării, este de a veni la Ministerul Sănătății cu o diplomă, pe care Ministerul Sănătății o acreditează sau nu, sau o, mă rog, o recunoaște. Spitalele în care a operat flăcăul ăsta nu sunt pasibile de niciun fel de anchetă penală, având în vedere că au pus în pericol sănătatea și viața pacienților lor, de vreme ce, cum bine spuneți, trebuia să intre în blocul operator doar după o verificare, o certificare și autentificare a documentelor care să-i dea dreptul de a practica meseria de medic? Domnul Barbu, dați-mi voie să vă spun că eu personal voi face tot ce trebuie, legal. Am început cu curtea noastră, adică cu Direcția de Sănătate Publică, unde o funcționară a dat un cod de parafă fără a avea în spate aceste documente. Mai departe, la spitale, lucrurile se complică. Va trebui să intre în scenă și colegiul medicilor, pentru că este vorba de mai mult decât atât. Vreau să precizez faptul că nici colegiul medicilor, nici Ministerul Sănătății nu s-au dat girul asupra acestui personaj. Dar va trebui să colaborăm și să găsim soluții. Pentru că, din punctul meu de vedere, clinicile sunt responsabile față de pacienți. În acest moment identificăm pacienții noi, la nivelul Ministerului, pentru că trebuie să avem și noi oglindă. Identificăm pacienții care au trecut prin mâinile acestui pseudomedic, nici nu știu cum să-l denumesc. Parcangiu italian. Alo? Parcangiu italian, puteți să-l numiți de-a dreptul om cu 8 clase din Italia, un cetățean din Italia cu 8 clase. Punct. Bine, am înțeles, m-a șocat și sinceritatea, dar și promptitudinea, m-au șocat pozitiv, cu care ați răspuns la o întrebare de-a dreptul, șoc răspunsul, nu știe Ministrul Sănătății și nici n-are de unde să știe, oameni buni. Ministrul Sănătății din România nu știe câți astfel de pseudomedici, ca să nu zic niște imbecili farsori care umblă la sănătatea și la viața unor pacienți naivi în clinici private, n-are de unde să știe, pentru că în România sistemul privat, după cum vedeți, dovada o aveți pe ecran, în stânga ecranului, în sistemul privat, un copil stă să moară, a și murit fie țărâna ușoară, și aia de la privat sună în sistemul de stat să vină zmurdu. Atenție! Într-un spital privat, un copil a fost operat banal, o operație banală, dacă am înțeles, apendicită. Și a murit copilul, deși a fost chemat zmurdu. Refaceți legătura cu doamna ministru, dacă se poate. Dacă nu, asta e. A terminat timpul alocat emisiunii mele. Ideea e următoarea. Doamna ministru a spus cu sinceritate că nu știe câți astfel de medici, imediat o să-l vedeți, iată-l, câți astfel de medici mai operează în spitalele private din România. Este o întrebare care a avut un răspuns șoc. Nu știu. Cum e, Dane? Refă legătura, dacă poți, cu doamna Pintea. Doamna Pintea, vă mulțumesc că ați revenit, s-a întrerupt legătura telefonică. Nu pot să închid acest interviu, pentru care încă o dată vă mulțumesc în numele celor de acasă, fără să vă întreb. Eu v-am auzit ieri, în timpul emisiunii mele ați avut intervenția media, vorbesc, conferința de presă, și ați spus că nu vreți să fie politizat acest război deja al apei în București. Corect, ați spus corect și civilizat. Eu vă întreb, plecând de la premisa că nu se dorește politizarea, că nu războiul Dragnea, Firea este la, cum să zic, la baza acestui scandal cu apa. Vă întreb, ce... Da, vă rog. Nici vorbă. Nici vorbă. Da. Asta am spus și eu și am apreciat că ați precizat și dumneavoastră ieri ca să înțeleagă toată lumea care vă este poziția. Deși eu am impresia că poziția dumneavoastră corectă nu are legătură cu poziția altora, dar asta e altă emisiune, dacă vreți o facem împreună aici. Doamna Pintea, astăzi o televiziune de știri, am auzit eu cu urechile mele, mi-asum ce spun, vorbea de substanțe cancerigene în apa din București. E adevărat, în mod irresponsabil. Vorbea și de microorganismele despre care ați vorbit dumneavoastră, precizând dumneavoastră că nu aveți dovezi. Eu vă întreb, care este dovada ajunsă pe masa Ministrului Sănătății că măcar o jumătate de oră apa în București a fost ieșită din parametrii normali? Este buletinul de analize pe care Direcția de Sănătate Publică mi l-a înaintat, după colectarea probelor din zonele de unde erau reclamațiile. Am înțeles. Deci înseamnă că apa Nova minte, ori Direcția de Sănătate Publică minte, ori Ministerul Sănătății, ori ăștia de la Apele Române. Pentru că toți trei nu pot avea dreptate. Apa Nova spune că niciodată n-a fost apa în pericol și tot timpul a fost în parametri. Direcția
Direcția de Sănătate Publică din subordinea noastră v-a pus la dispoziție rezultate, buletine de analiză care arătau că s-a depășit un parametru în apa livrată bucureștenilor, iar ăia de la Apele Române spun niciodată apa care a intrat în București, care urma să fie epurată și băgată în consum, n-a fost în pericol. În momentul ăla eu vă spun așa, doamna ministru, puteți să confirmați sau să tăceți, cum doriți dumneavoastră. Cineva a sabotat în mod intenționat rețeaua cu apă a capitalei. N-am să comentez, dar nici n-am să tac. Există niște parametri pe care trebuie să-i punem cap la cap, niște lucruri. Și toate aceste instituții, inclusiv operatorul privat pe care dumneavoastră i-ați enumerat, ne vom pune la masă. Ne vom pune la masă în sensul că Ministerul Sănătății a solicitat tuturor acestor entități date pentru a putea rezolva acest puzzle. Ideea este următoarea. A fost o problemă. Eu nu puteam să ignor acele analize, mai ales că nivelul lor era foarte crescut. Legea spune că ministerul face recomandări, având în vedere că efect direct asupra sănătății clorul n-ar avea, dar pe termen lung și la persoanele sensibile. De altă parte, inspectorii Direcției de Sănătate Publică îmi spun că între două tipuri de analize, clor liber rezidual, clor total, e un ecart foarte mare, lucru care poate indica prezența unor microorganisme. Eu emit comunicatul cu recomandările, apoi fac un apel la precauție, tocmai din acest motiv. Și atunci am început să-mi pun întrebări. Clorul este atât. Inspectorii spun despre microorganisme, despre ecartul acela mare. S-ar putea ca poluarea să fi fost făcută cu altceva. Sau parametrii apei să fi conținut altceva decât amoniu sau și altceva. Am înțeles. Lucrurile acestea le vom rezolva pe parcurs. Dar vreau să știți și reiterez încă o dată faptul că n-are nimic politic. Absolut nimic. Mă bucur foarte tare să vă aud și vă mai pun o dată ultima oară, promit că e ultima oară întrebarea, ca să fixăm acest lucru pentru cei cel puțin 3 milioane de bucureșteni, dacă nu chiar și pentru cei din afara Bucureștiului, pentru că s-ar putea mâine să fie Iașu, poimâine Craiova sau răspoimâine Constanța în această situație. Vă întreb, după părerea dumneavoastră sau după ce ați fost informată de echipa de la minister sau de alți oameni din afara ministerului, nu mă feresc să spun oameni din servicii, oameni din sistemul de siguranță națională, dar un ministru care dumneavoastră trebuia să fie informat în detaliu cu ce se întâmplă, vă întreb, de unde ar putea să apară o sursă de poluare în apa capitalei Republicii România, de vreme ce Deneș Ioan, ministrul ăla care se ocupă de ape, a spus că ei s-au jurat că au buletine, că le pun la dispoziția presei. N-a fost nicio sursă de poluare la intrarea cu apă primară, adică cu sursa de apă primară a capitalei, n-a fost nici o problemă niciodată. Deci problema a apărut, doamna ministru, în capitală. Întrebare. Știți sau aveți vreo idee pe care nu o puteți comenta acum? De unde ar fi putut să apară? Fie o sursă chimică, adică amoniu, fie o sursă microbiologică care să polueze apa capitalei? Nu știu, domnule Barbu, și mă feresc să răspund la această întrebare, pentru că nu știu. Chiar nu știu. Eu am văzut evidențele și am acționat în funcție de ceea ce mi s-a adus la cunoștință în condițiile legii. Atât. Veți demara o anchetă la nivelul spitalelor și clinicilor private din capitală și nu numai, privind modul în care practică medicina, chirurgia, medicina serioasă, nu medicina aia în care dai o pastilă, nu știu, niciun medic, toți sunt serioși, dar chirurgia e parcă totuși prea mult să lași unul cu o clasă să intre într-un bloc operator. Veți declanșa o anchetă la nivelul întregii rețele de medicină privată din România? În ceea ce privește funcționalitatea și, mă rog, libera circulația forței de muncă, este foarte greu să faci anchete în fiecare spital, dar eu pot să fac anchete la mine în curte, la Centrul de Resurse Umane, pentru a verifica câte dosare s-au aprobat, la Direcția de Sănătate Publică, pentru a vedea câte coduri de parafă s-au eliberat și dacă am în spate documentele necesare. Da, Dane. Bună ziua, doamna ministru. Dan Bucura, vă deranjez și eu cu o întrebare. Și de fapt să nuanțăm un lucru, că mi se pare extrem de grav ceea ce se întâmplă și ceea ce spuneți dumneavoastră. Iertați-mă că vă spun, dar 5 unități medicale din București au acceptat acest boschetar, parcangiu, cum vreți să-i spunem, să presteze servicii fără să aibă documentele necesare.
mâine, probabil poate alte 10 unități din România vor angaja boschetari, bolnavi psihici sau orice vreți dumneavoastră. În calitate de ministru al sănătății, dumneavoastră transmiteți românilor că singurele lucruri pe care le puteți face sunt să vă uitați în ograda proprie? Vreau să nuanțez răspunsul ăsta. O unitate spitalicească privată este o societate comercială care trebuie să respecte niște reguli. Competența Direcției de Sănătate Publică a Ministerului Sănătății se oprește la un moment dat, la relația pacient-medic. Relația instituție-medic, instituție privată-medic, este apanajul societății comerciale. Noi trasăm niște direcții de acțiune, adică spunem ce trebuie să se respecte. Îmi cer scuze, cred că responsabili sunt dânsii. Eu sunt de acord, dar... Cum stai puțin, că doamna ministru, dați-mi voie să mă lămuresc eu, dați-mi voie, vă întreb o secundă, Dane. Doamna ministru, îți spune un adevăr pe care eu vreau să-l aud în gura doamnei și l-am auzit. Nu are competența să oprește la poarta spitalului privat. Ba da, mă! Eu dacă îmi deschid o gogoșerie, trebuie să iau 20 de avize. Dar nu de la Ministerul Sănătății, spitalul privat, atenție! Direcția de Sănătate Publică, doamnă, dacă greșesc, corectați-mă dumneavoastră ca să nu înțeleagă cei de acasă greșit. Da. Dar dacă nu greșesc, reiterați ce a spus, că e foarte important. Bucura v-a provocat la o chestie extrem de importantă. Structura pe care o conduceți, numită Ministerul Sănătății, poate intra, cum intră în orice spital din România, bate la ușe, bă, deschideți, dați actele să văd ce faceți aici, unde-s medicamentele, unde-s banii, ce ați făcut cu pacienții, sau la privați nu se poate? Ministerul Sănătății are competențe pe anumită felie. Casa de Asigurări de Sănătate are pe o altă felie. Deci competențele noastre sunt fiecare pe felia lui, ca să mă exprim, să înțeleagă toată lumea. Deci pe ce, atunci vă întreb eu altfel, pe ce felie se află cartea de muncă sau dreptul de liberă practică ca medic, ca chirurg, a acestui agarici care a fugit în țară și care a operat el fiind un om cu 8 clase? Condamnat în Italia pentru aceeași faptă. S-a dus în spitale și i-a prostit și pe aia că e medic. Pe unele spitale, pe alte spitale n-a reușit să... Corect! De-aia și-a evitat, atenție, ca să înțeleagă cei de acasă, de-aia și-a evitat, ăsta a evitat sistemul pe care îl conduceți dumneavoastră, sistemul de stat. S-a dus doar la spitale private. Deci există niște reguli. Dacă spitalul respectiv este în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, atunci la evaluare trebuie să prezinte case, inclusiv documentele medicilor. Dacă nu este în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, atunci el este verificat periodic dacă există probleme de către ITM, de către alte entități. Pe bune, acum am rămas și eu și Bucur am rămas paralizați. Pe bune, asta este regula în România. ITM-ul verifică dacă un chirurg care se află în operație poate să mă opereze? Nu, n-ați înțeles bine. Dacă are toate documentele de muncă. Lăsați-mă să continui. Vă rog. Dacă acel chirurg are toate documentele la dosarul de personal, asta nu verifică neapărat Direcția de Sănătate Publică decât dacă sunt sesizări. Am înțeles. Nu putem merge în fiecare spital să verificăm fiecare chestiune în parte. Asta încercam să vă spun. Dar dacă prindeți deficiența, spitalul ăla nu se închide a doua zi. Doamna ministru, iertați-mă, dar nu pot să nu mă revolt. Adică eu pot să mă luam în spital privat să mă opereze un boschetar pe creier. Da, spuneți că statul român nu poate face nimic. Ai auzit răspunsul? Vorbei, vă asumați, ți-a zis voi doamna. Voi am avut în Congo, iartă-mă că spun. Dacă statul român nu spune mie asta prin vocea unui ministru, vă asumați. Că mă pot duce la un spital privat girat, autorizat și acreditat. Statul român nu poate să închidă un spital privat dacă nu vede exact care sunt pașii, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Nu poate închide nicio entitate. Dar dacă se întâmplă asta, e pe mine Bucura să mă opereze pe creier un boschetar cu 3 clase. Statul român nici măcar nu comunică numele acelui spital și îl lasă în continuare să funcționeze. Ba da, mă, spitalele sunt comunicate, numele spitalelor sunt comunicate. Sunt comunicate, nu vreau eu să le dau, că n-are sens. Acum, cum să zic, n-are sens. N-am dat nici numele spitalului care efectiv prin lipsă de profesionalism au omorât un copilaș. Nu vreau să-l dau, ca să nu ajung nici la CNA, nici la tribunal cu nemernicea. Dar, vorbesc acum cu cei de acasă. Ce v-a spus doamna ministru este adevărul. Eu îl știam, dar nu puteam să-l rostesc cu greutatea cu care îl rostește Ministrul Sănătății al României, doamna Sorina Pintea. Nu are competența necesară ministerul. Așa-s legile făcute în țara asta, păcălici. E o țară păcălici.
ca să poți să lucrezi într-o țară europeană, în Germania, în Franța, unde vreți voi, ca medic, te duci la Pintea și ți-ai acreditare de practică medicală. Te duci la Ministerul Sănătății din țara aia și zici, băi, eu vreau să mă duc la clinica privată a nu știu cui din Köln sau din Milano și să operez pe creier. Și dacă Pintea îți dă acordul, nu mai e nevoie să le facem legătura. Mulțumesc mult, doamne ministru, dacă Pintea îți dă acordul, adică Ministerul Sănătății, faci operații pe creier în țara aia. La noi, un hinger, un măcelar, tot respectul pentru aceste meserii, poate să ajungă în blocul operator la unui spital privat să te opereze pe creier, cu microscopul, cu laser. De ce? Pentru că are omul o pasiune. Unii colecționează fluturi, alții timbre, alții operează sâni, țâțe, craci, de toate. S-au dus o grămadă proaste la ăsta. De ce le spun proaste? Pentru că n-au verificat niciodată. Bă, mă operează, îi dau 10.000 de euro. Dar cine, păcatele mele, e ăla care bagă bisturiu în fața mea? Nu le-a interesat, mă, pătute. S-au dus și-au pus silicoane cu ăsta. Bravo lor! Norocul lor e că n-a murit niciuna. Că poate ăsta era într-o zi proastă. Știi, nu-și cere multă minte să parchezi mașini în Italia. Dar ca să operezi o femeie, să-i bagi în plan mamar, bă, nu e lucru de șagă. E, bravo, frate. Numai închid acest capitol și deschid subiectul următor spunându-vă, în țara în care avem guvernul pe care îl avem, în țara în care bugetul îl fac niște condamnați, bă, niște condamnați fac bugetul țării, în țara e posibil ca ăsta să fie medic chirurg. De ce n-ar fi? Da, mă, dar nu te mai mira. Nu. Știi ce ți-a spus doamna ministru? Asumă-ți, mă, ți-a zis. Asumă-ți. Eu cred că e știrea zilei. Să plec de mâine din țara asta. Asta e, mă, Daniel. Iartă-mă, dar doamna ministru astăzi trebuia să rupă ușa lui Dedi Dragnea, da, și lui Viorica Vasilica, da, Dăcilă, se spune modificați naibii legile astea, da, lăsați dracu cu ordonanța, cu mai știu eu ce vă freacă pe voi și modificați să nu se mai ducă lumea în spitale private. Bă, tu n-auzi că să bat... operată de boți. Bă, tu n-auzi că femeile cu bani să bat, să nască, Dumnezeu, la privat? Bă, mă, uite, hai să spun ceva. Ce hai... acolo, că au fost noabe și că dacă pe ăla îl chema Gheorghe sau Ion... Nu, mă, s-au dus la privat, nu, mă, spun eu, femeile... Un italian de bă, femeile cu bani să duc la privat să nască alea cu bani. Fetele, femeile cu bani. Pentru că acolo miroase a levănțică, pentru că patul e curat, nu știu, eu am avut, s-a născut fiimea. Să-i dea Dumnezeu sănătate, nepoată mea are o lună jumate. Băi, vreau să spun, cu chiu cu vai, cu chiu cu vai, am convins-o să nască la cea mai bună clinică de stat din București. Cea mai bună, nu-i dau numele ca să nu-i fac nici alea. Acolo e un medic fabulos care a creat școală de ginecologie, școală de obstetrică, acolo moașele sunt moașe, paznicii sunt paznici, bă, spital de stat. Acilea în București. M-ați înțeles? Iar la privat o naștere, la privat e 100, între 100 și 150 de milioane de lei vechi, ca să înțelegeți. Și te trezești când naște, dacă e cezariană, bagă bisturiu în femeie, un sportiv de performanță, că am fost campion de ping-pong în Papua Noua Guinee, care are și pasiunea chirurgiei. Asta e în România. Ăla, ăsta, Parcangiu, a avut pasiunea cu țâțele și cu cracii să-i modeleze și cu să le facă lifting facial tutelor. Dar dacă avea vorba lui Dan Bucura, avea pasiunea să lucreze la sinapse, la creier, la neuroni. Bă, umbla nebunul în capul oamenilor. Eu mă bucur. Pentru că niciodată, niciodată unul care se duce la privat nu ce, bă, stai așa puțin, eu i-am dat ăsta 10.000 de euro sau 5.000 de euro. Îmi umblă în țâțe, îmi umblă în creier. Bă, cine e ăsta? Hai să ne documentăm. Ce te documentezi? Parcangiu în Italia, spălător de parbrize în Franța, chirul, bine și în Italia a încercat, dar aia l-au băgat la pârnaie instantaneu. La noi, noroc că s-a zizat o colegă de brează sau un coleg, s-a dus la poliție, nu știu încă, că nu mi-a răspuns încă prietenul meu, ca să vedem dacă... N-am primit încă telefoane, da, n-am primit încă telefoane. Zii, Dani. Eu vă promit solemn că dacă mă las de presă și de muncă de investigații, dacă mie statul român în 6 luni, să zic o perioadă decentă, nu-mi dă un răspuns prin toate instituțiile lui abilitate, care au fost spitalele care și-au asumat lucrul ăsta și în cât durează până să închid ele, dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, atunci n-am... Băi, Dani, eu primesc un mesaj, atenție, că am zis că nu fac subiectul ăsta decât la început, cu Parcangiu, care operează tute la București. Bă, dar primesc un mesaj, stai să vezi, că nu e chiar așa, acum se complică lucrurile. Pentru a lucra, trebuie certificat de abilitate de la Ministerul Sănătății. Și apoi liberă practică de la Colegiul Medicilor. Mă ascultă. Eu am fost drăguț, dar am fost mințit ca niște fraiere aici. Altfel nu lucrezi. Păi, bineînțeles. Cum poți să spui că... Cum ne-a mințit ministrul în direct? Eu spun sigur că ne-a mințit.
Și dacă așa este, eu o să stau în beregata ministrului, o spun cu toată responsabilitatea, deși îmi place de ministrul sănătății, până pleacă în altă parte și ne lasă. Deci nu se poate să te mintă halul ăsta. Eu nu cred că doctorii din spital astea private. Hai să o luăm logic, Tudor. Dacă eu îmi deschid o gogoșerie, îmi vin 5-10 instituții ale statului și pompieri îmi vin să vadă dacă am ieșire la incendiu, la nu știu ce, DSV, fac bine ce fac, să nu omor oamenii, că le dau 3 gogoși și mor. Dar ăștia care merg oamenii de bună voie și operează... Bă, sună-ți un medic celebru. Uite, sună-o pe... E și manager de spital. Dar e manager spital. Sună pe Monica Pop. Spuneați un fost ministru al sănătății. Poate are alt punct de vedere și știe altfel legislația. Nu-i și asta o idee? Haideți să vorbim cu un fost ministru al sănătății. Ia veste din un fost ministru al sănătății. Ăștia la Nicolaescu... Orice ministru al sănătății din lumea asta. Eu am crezut că nu, e glumă cu subiectul ăsta, îl fușărim așa 10 minute la început. De unde, frate? Păi da, dacă am pornit de la țâțe și de la posterioare, dar ne putem duce cu logica până la unde vrei tu, la operație, am spus, operație pe creier, pe inimă și pe ce Dumnezeu. Mi se pare halucinant. Adică gata, s-a mai dus un mit și ce e frustrant este că eu am înțeles, în 5 locuri s-au dus, dar astăzi se aruncă o anatemă pe tot sistemul medical privat din România. Păi ar trebui să iasă toți ceilalți. Nu cunosc numărul de telefon al niciunui manager de la vreun spital privat. Dacă există, sunați frate la Teddy, dați un fel, trimiteți un porumbel călător, faceți ceva ăștia de la privat, care vreți, spuneți. Sunați la cine vreți de la B1, că ajunge la noi în emisiune. Eu nu am. Teddy, tu cunoști, apropo, Teddy, tu cunoști vreun manager de la privat? Teddy! Mă, nu-mi răspunzi în emisiune? Lasă-mă, dă-mi eu la telefon pe Monica Pop și te-am întrebat ceva. Tu cunoști vreun medic care este manager sau vreun manager care e la privat? Nu cunoaște. Doamna Pop, să rămână. Seara. Doamne, scandal mare în România. A fost în direct doamna ministru Pintea, nu știu dacă v-ați uitat la emisiunea mea, bănuiesc că vă uitați la emisiuni mai bune decât asta, care doamna Pintea a fost întrebată de subsemnatul și ne-i verifică pe ăștia cum a ajuns băiatul din imagine cu 8 clase Parcangiu să intre în blocul operator să facă operații de chirurgie plastică și reparatorie în România, nu odată, la 4 clinici private, la 4 spitale. Întrebare. În primul rând, să știți că nu scap nicio emisiune de-a dumneavoastră atunci când îmi pot permite ca timp. Să vă dea Dumnezeu sănătate. În al doilea rând, sunt absolut consternată, pentru că sigur că pe lângă, nu știu, poziția sau autorizația de la, de acolo unde ar fi trebuit de la autorități, nu știu dacă a avut sau nu, am înțeles pe surse, ca să spun ca dumneavoastră, că o mare parte din pacienții operați de acest nemernic au făcut infecții, asta este una, să vă dați seama imaginea clinicii respective, nu prea au interes să spună lucrul ăsta. Și în al doilea rând, încă o dată vă spun, managerul care angajează, el semnează niște acte, e un dosar foarte mare, complex pentru angajarea unui medic, ca să nu mai spun că în mod normal, cel puțin la stat, ei dau examen. Doamnă, la stat, n-a încercat la stat, tocmai pentru că trebuia să treacă prin furcile caudine ale examenului. Eu vă întreb așa, cine, după părerea dumneavoastră, dita mai medicul, dita mai șeful de spital, dita mai profesor universitar, domnule, cum a putut ăsta în 4 spitale private, unul dintre spitale accental, pe unul dintre spitale îl știu, îi cunosc bine activitatea, e un spital care pare, sau cel puțin până azi, părea rezonabil, l-a angajat pe ăsta. Bine, acolo i s-a și terminat cariera, ăia l-au prins. Dar eu vă întreb altceva, doamna profesor, cine i-a făcut ăsta dosarul de practică medicală ca să poată să intre în bloc operator? În primul rând, eu vă întreb altceva, cum a putut ăsta, dacă nu-i psihopat, să aibă curajul să taie un om. Nu știu, doamnă, nu știu. Nu știu. Nu pot să cred așa ceva. Gândiți-vă că putea fi mama dumneavoastră. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Care nimerește pe mâinile astea. Deci e foarte multă superficialitate la clinicile care l-au angajat, pentru că trebuia studiat dosarul fără doar și poate. Doamne, se poate, după știința mea, să se poate angaja ăsta cu dosar medical neavizat de Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor? Nu avizează de Ministerul Sănătății, nu avizează. Doamna Pop, dar eu vă întreb altceva, dar după ce s-a descoperit că el lucra în aceste unități private, Ministerul Sănătății nu poate lua nicio măsură împotriva acelor spitale în sensul închiderii lor mâine? Bă, Bucura, stai mă puțin, doamna Pop, stați un pic, că Bucura deja mă enervează. Tu vorbești de ce pedepse să le dea spitalelor? Cum a ajuns să... Nu, Dane, hai întâi să rezolvăm cum
acum, nu. Fără acte, fără Dane, dosar complet. Dane, hai să... S-a dus fără dosar complet și ei au acceptat. Băi, Dane, nu, acum și are dreptate Monica Popa. Acum se discută altceva. Cum a ajuns ăsta să intre în blocul operator, să bage bisturiu un oameni? Prima întrebare. A doua întrebare. Cine salvează acum sistemul medical privat din România de această anatemă care putește asupra întregului sistem? Că ăsta n-a lucrat într-o clinică unde se zici că erau ăia niște bagabonți care și-au făcut clinica ca să spele bani. Nu! A lucrat în 5 spitale. Cei de la organizarea muncii sunt la pământ, pentru că nu se poate, într-un spital de stat nu s-ar fi întâmplat așa ceva niciodată, eu vă spun, pentru că trebuie foarte serios analizat dosarul unui om, nu se poate așa ceva. Cum intră un om, doamna Pop, spuneți-ne, vă rog frumos, iertați-mă, cum intră un om să opereze, cum intră într-o echipă de chirurgi, într-un spital privat, dacă știți, dacă nu știți... Incredibil, deci e incredibil. Eu vă spun încă o dată, eu... trăiesc un coșmar din acest punct de vedere și nu-mi vine să cred că s-a putut întâmpla așa ceva, pentru că totuși trebuie să înveți niște ani ca să poți accede la așa ceva. Să știți că și absolvenți de facultate se tem să intre în bloc operator la început. E normal să fie așa. Cum a putut ăsta cu câteva clase să facă așa ceva? Dar poate e un talent născut acum, pe bune. Dar poate să fie. Nu e imposibil să știți, dar asta e și un... cum să spun, și un psihopat înnăscut, pentru că nu se poate să facă așa ceva. Putea să facă... Gândiți-vă cât o fi omorât în Italia cu cardiologia. Și și aici... Acolo a fost cardiolog? A fost cardiolog înainte. Da, frate, a operat. Bravo, în bravo. În Italia a fost cardiolog și a primit pedeapsă cu închisoarea, pentru că l-au prins și asta... Eu nu știu de ce nu se uită ai noștri pe un site, pentru că trebuie să scrie despre un om care nu-i din țara asta. Și să mai termin asta, să știți că și românii sunt fraieri, pentru că e mirajul doctorului care vine din afară. De multe ori sunt mult mai proști decât ai noștri. Și uite, of, să vă dea Dumnezeu sănătate. Vreau să spună cineva, ori dumneavoastră, ori doamna Pintea, ca să nu spun eu, că zicea lumea că am ceva. Bravo, doamna profesor Pop. Băi, fraților, ascultați-o, bă, pe femeia asta, că știe ce spune. Băi, români, băi, fetelor, băi, pițipoancelor. Vorbesc acum cu alea care nu le spun numele, dar uite, s-au dus, s-au operat la ăsta și au pus silicoane la ăsta și puteau să moară. Băi, documentați-vă când vă duceți la un chirurg. Cine e ăla? Domnul Barbu, vreau să vă rog ceva. Încercați să faceți rost de dosarul de angajare al ăsta și să-l publicați. Să văd și eu cum a fost angajat, la orice spital a fost el. Cum a fost posibil? Dacă-i vedeți CV-ul, eu, repet, nu vreau să fac un erou din el, nu i-am dat nici numele. Atenție, CV-ul lui, cu care umblă prin țări de-astea bananiere, cum e România, este un CV mai tare ca al dumneavoastră, doamna Pop, credeți-mă. Păi, că eu vă cred, dar și eu pot scriu despre mine că sunt președintele Indiei și care e problema. Păi dacă scrieți că sunteți președintele Indiei și vă duceți la persoana care trebuie din guvernul României, vă face primire oficială. Deci problema este în felul următor. Încă o dată vă spun, în CV poți să scrii orice, trebuie să dovedești cu acte. Și ce acte ai avea ăla? Unde e diploma lui de medic? Unde este? Cert este, doamna Pop, știu că o respectați ca și mine de altfel. Și ca și Bucura și spun cu multă simplitate, asta e Sfânta Cruce. Eu o respect și o plac foarte mult pe Sorina Pintea. Dar ne-a spus un lucru care pe mine și pe Bucura ne-a tiltat, ne-a blocat. Care e ăla? Am întrebat-o, doamnă, de unde știu eu sau Bucura sau familia sau cum ați spus dumneavoastră, mama, să zice mama, să vă duceți dumneavoastră la un spital să vă operați de asta privat. De unde știi că ăla care bagă bisturiu în tine după ce ai fost anesteziată nu este liftier? Nu ai de unde. Știi ce mi-a spus? Poate, nu! Știi ce a răspuns? Ai de unde să știi? Nu! Știi ce a răspuns? Știi ce a răspuns, doamna ministru? Nu! Vă asumați! Punct. Are dreptate! Corect! Are dreptate, dar ne-a blocat! Corect, dar ne-a blocat! Are dreptate! Dar ministrul sănătății poate să controleze toți medicii sau tipi pe care se dau medici în toată țara? În niciun caz nu poate, dar o grămadă dintre colegii mei, așa zici, ziariști, au sărit la beregățile lui Pintea că ea trebuia să vadă dacă Parcangiu... Abia așteptau să aibă ceva de spus. Dom'le, dar dacă a văzut, eu întreb și altă parte a doua. Doamna Pop, lămuriți-ne totuși pe partea asta, că nu vreau să trec peste ea firar să fie. Vă rog. Dacă am înțeles că nu poate un ministru să controleze toți medicii, normal. Dar dacă a văzut că s-a întâmplat... Așa. Că s-a întâmplat, 4 spitale au luat boschetarul și l-au lăsat în sala de operații. Așa. Ca ministru nu poate să facă nimic post-factum. Deja a făcut, înseamnă ce? Că nu sunteți bine informați. Ce a făcut, doamne? A dat dispoziție ca toți medicii străini, deci toți medici care nu sunt cetățeni români, să fie foarte bine anchetați acum. Deci nu ne-a spus în direct aici, doamna Popera, a intrat cu noi, poate n-ați văzut. Îmi pare rău că nu v-ați uitat la alte televiziuni, a spus. Păi dar nu mă uit la alte televiziuni când sunt în direct, că nu pot, doamnă, iertați-mă, nu sunt Napoleon. Dacă când discut cu ministru, merg și eu pe dispozițiile au venit la spitale ca eu merg pe materialul clientului să controleze medicii străini. Bine. Fără discuție.
Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru precizări. Stimați telespectatori, vă rog să rămâneți cu ce vi se pare important în acest dialog. De fapt, nu e dialog, e trialog, e dialog în mai mulți, în patru. Cu doamna profesor Pop, cu doamna manager de spital și ministru al sănătății Pintea și cu Dan Bucura. Replica zilei este asumați-vă. Mergeți la un spital privat? Da, asumați-vă. Asta a spus doamna ministru Sorina Pintea. 2-3 minute de publicitate și revenim. Ne-am întors în direct, oameni buni, o să vă surprindă și mai tare ce vă arăt acum. Sau la fel de tare, sau nici mă știu. Eu nu mă așteptam să aud de la doamna ministru ce am auzit, sincer. Bucura este siderat, vrea copie de pe emisiunea asta, că vrea să facă anchetă, ăsta știți că e câine de vânătoare, anchetă jurnalistică până la sânge. S-a jurat, pă, dă-mă hărțile alea, mă, Teddy, te rog eu frumos, mă. Lasă-mă reglaj, dă o nereglată. Oameni buni, s-a făcut un studiu, atenție mare. De unde, iată, harta României, cu roșu. Ce credeți că sunt zonele roșii ale hărții României? Dă-o pe tot ecranul să vadă România. Dă-o pe tot ecranul, te zic că nu mai pot. Scoate grafica. Unde vedeți cu roșu România, unde o vedeți roșie, nu este zonă pesedistă. Dar v-ați putea gândi. De ce? Acolo sunt zonele fără medici de familie. Adică, acea arată harta României, mărește-o un pic, așa, mai joacă-te cu ea să vadă lumea că e... Așa, mai joacă-te, plimbă-o. Așa, prieten drag. Deci Teddy vă arată harta României. Bulinuțele alea sunt localități, aproape 500 Bucura, unde ori lipsește... Stai un pic, că întrebarea cheie vine imediat după ce îți dau toate trei hărțile. Bucura e fan cu hărțile la mine de emisiune. Dacă mi-amintesc harta cu canalizarea și cu WC-ul în curte și semăna tot cu asta când ai întrebat... Băi, ați văzut, mă, gazetarul, băi, ați văzut gazetarul nemernic, nemernic, gazetarul nemernic care ține minte tot? Harta cu WC-urile în curte, imediat. Ascultați-mă puțin. Harta pe care o vedeți acum și o vede și Dan odată cu voi, cu cei de acasă, arată, micșorează-o la loc să o vadă toată România. Și două pe full screen, două pe tot ecranul. Iată România cu localitățile, ce scoate grafica. Cele 500 de localități, Dane, de unde ori sunt mai puțini medici de familie decât trebuie, ori nu sunt deloc. Suprapuneți următoarea... Bă, țineți-o minte, oameni buni. Vă rog eu, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Astea sunt localitățile, zonele. Dacă vreți, o mărim și vă dau comună cu comună, oraș cu oraș. Dar eu v-am arătat-o, Teddy v-a arătat-o. Las-o pe ecran să-ți trească ție. Surpriza pentru Dan Bucura, făcută de Teddy Mureșan. Ia dă-mă, Teddy. Ia-o pe aia cu WC-urile în curte, mă. Iată harta care este cea mai dragă lui Dan Bucura. Uitați-vă la această hartă, unde vedeți cu roșu, este harta României, care are sau nu are WC-ul în curte. Unde e verde, are WC-ul în casă, ca europenii. Unde e galben, pe munți, pe acolo, unii au, unii n-au. Bă, unde e roșu, fac caca și pipi în fundul curții cu cățeaua la fund. Da? Dan Bucura este șocat când a văzut asta, a ținut-o minte. Asta e harta cu WC-urile în curte. Vi se pare, le poți, mă, schimba între ele? N-ai cum, nu putem. Țineți-o minte și pe asta. Și acum două pe a treia. Două pe a treia, ați ținut-o minte pe aia cu localitățile? Da? Ca să știți unde... Ia-te-o pe a treia. Harta autostrăzilor. Uitați-vă cum arată Europa, unde sunt vinișoarele alea verzi, sunt autostrăzi. La România o să vi se pare că e din alt continent. Nu, nu are autostrăzi. Uitați-vă. Și dacă o mărim, mărește-mă un pic România să vadă lumea. N-ai ce să mărești, că e o poză. Iartă-mă. Uitați-vă bine. România nu are autostrăzi, nu are WC-uri în casă ca Europa, decât dincolo de Carpați, și tot dincolo de Carpați sunt medici de familie. Dincoace, asta este cu WC-urile. Uitați-vă, zona verde e zona europeană. Zona galbenă, portocalie și roșie e zonă fără norme europene. Și acolo luați-o pe aia cu medicii de familie, care sunt zonele în care lipsesc de tot sau sunt mai puțini decât trebuie. Și acum, Dane, cum comentezi tu cele trei hărți? Mai ales astea două, cu WC-urile în curte și cu cele 500 de localități. Iată-o, imediat o vezi. Acum iată-o. Vrei să mai pun și bomboana pe colivă și să trebuie și eu așa retoric pentru un prieten, vorba aia. În zonele astea roșii, fără WC-uri, fără... Dom'le, ce fiefuri sunt din punct de vedere electoral? Aici tendențios, mă, știam repede. Politizezi emisiunea. Nu știu, dar n-am cuțit pentru un prieten. Eu mă mai gândesc dacă te mai vii la emisiune. Bă, dar să politizezi tu orice. Repede, mă, să vă întrebe el nu cu cine ați votat ăștia care n-aveți medici. Că nici n-am spus ale cui sunt. Era retoric, da?
Dacă ai ideea și am partea asta acolo sus, cum o iei pe mâna dreapta hărții, cum pleci de în țara... Băi, bagă la camera unul puțin. Ca să vedeți ce spune Bucura că e tendențios, mă. Bă, tendențios. Asta-i, nimeni și că uitați-vă puțin. Oltenia n-are. Partea de sud, Teleorman, Giurgiu, Călăraș, Ialomița. N-au, no. Medici de familie. Brăila, Moldova. Tulcea, Galați, Vrancea, Vaslui. N-au. Iar problema, cum ai trecut munții, bă, zici să fie el al dracu, Doamne, iartă-mă, să mă ierte Biserica Ortodoxă și mai ales Bunuțul. Bă, când ai trecut munții, mă, județele astea nu sunt, mă, România, unde probleme mici sunt doar în satul mare, sunt doar puțin pe Cilișa, pe nord, și atât. Bă, nu în Alba, nu în Sibiu, nu în Timișoara. În Timișoara, un singur punct, două. Bă, m-ați înțeles cum stau lucrurile? Că ziceți că suntem noi nebuni. Asta nu e hartă românească. Asta e hartă venită pe studii europene, ca așa aia cu WC-urile în curte. Nu sunt făcute de PNL, de aia lui Cioloș, de aia lui Ponta, nu sunt făcute. Da? Deci, stimați-le spectatori, v-am arătat asta așa doar flavor, doar un pic. Poate ne trezim, dracu, Doamne, iartă-mă odată și înțelegem de ce harta roșie coincide cu un anumit tip de vot, de ce WC-urile în curte, pe care acum le vedeți pe ecran, alea verzi, ăia cu verde, au WC-uri în casă, cu apă, trage apa, nu miroase. E... Mă, cât de cât suntem în secolul 21, mă? Nu mai suntem în perioada migrațiilor. Nu mai suntem în perioada, nici măcar în perioada interbelică. Nu mai vorbim de... Ok. Iar partea roșie, dă puțin harta de înapoi, cealaltă. Iar partea roșie, portocalie și roșie, este jale. Foarte multe, foarte multe gospodării, adică peste 60% sau 60% au WC-ul în fundul curții. N-au canalizare. Sunt de secol, sfârșit de secol 19, început de secol 20. Suprapuneți asta, suprapuneți harta asta în mintea voastră, cei de acasă, pe cum am votat noi, prostimea. Poate are vreo legătură, poate n-are. Dă-o încă o dată pe aia cu medicii, ca să vedeți unde lipsesc medicii de familie, care sunt zonele. Zonele roșii, unde lipsesc medicii de familie, că zice că suntem noi, ai dracu. Mințim noi poporul cu televizorul. Luați-mă de aici harta făcută de europeni, nu de mine, nu de Bucura, uitați-o pe ecran. Este o hartă interactivă, o găsiți pe internet, am găsit-o și eu, a luat-o Teddy și a zis, bă, hai să le suprapunem, bă, le dracu, Doamne, iartă-mă, coincid perfect. Ăia de n-au WC-uri în casă, n-au nici medici de familie, mă. Hai să luăm acum 2-3 minute de publicitate, 30 de secunde, lasă-mă, luăm acum, venim cu 20 de secunde mai devreme, că n-am ce să spun, m-am enervat când am văzut. Sper ca fiecare de acasă să înțeleagă exact ce am vrut să spunem și să nu creadă că suntem noi tendențioși. Ăsta e materialul clientului. Nu politizăm, doar observăm și cu asta. Revenim după 2-3 minute, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, deschidem telefoanele.